Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, venus, ascendent, nodul nord în berbec. Etalare pentru septembrie, cât am mai rămas jumate, totuși, de lună, septembrie, octombrie, cum vreți voi, perioada următoare. Poate deja se manifestă, poate se manifestă mai târziu decât prevăd eu. Dar, Uh, nu uitați că unor se inversează, pozițiile vorbesc despre voi și poate vorbesc de fapt despre altcineva din preajma voastră, persoane la care vă, sau care se gândesc insistent, nu neapărat vă gândiți voi, se gândesc, ele insistent pot să apară în etalare, pentru că se agață energetic de aura voastră, trebuie să discerneți, nu uitați că etalare colectivă, poate unor să fie atât de rezonantă și să pară personală, dar nu uitați că este colectivă. Așadar, da, berbec. Am văzut de mai multe ori mai multe seturi de cărți. Luna. Luna, probabil. Probabil că sunt niște frici, niște emoții încă neînțelese. Aspecte care țin de maternitate, de feminitate, de femei, chiar dacă sunteți bărbați, cum vedeți femeile, cum vedeți femininul din voi. Nu trebuie să-l acuzați, nu trebuie să-l ignorați, pentru că toți avem și feminin și masculin, toți. Da? Și ce am mai văzut? Iar călătorii și-a vrut în mod special să apară această carte. Găseșteți echilibru. În opoziție cu zodia voastră este zodia balanței. Găsiți-vă echilibru. Lăsați eu te unde am pus cartea. Lasă trecutul în urmă. Probabil că acolo este problema emoțională. Și onorați-vă sentimentele, faceți o leacă, mai multă meditație, curățări energetice, duceți-vă pe unde vă puteți duce, dacă nu puteți să faceți voi să vă ajute cineva, pentru că unor avem nevoie de ajutor, nu ignorați aceste lucruri, că nu degeaba ascultați asta roda, mai sunt și alte mesaje de transmis, nu doar cu cine vă întâlniți mâine și ce veți face poi mâine, da? Interesant, apare calea, 22. Interesant, simt, să adaug că nu este orice fel de cale, este o cale predestinată. 22 merge către 4, este varianta superioară, să nu uităm că împăratul nu înseamnă de niciodată doar zodia berbecului. Împăratul înseamnă mult mai mult. Este un berbec superior, evoluat, mai ales dacă e în poziția potrivită, dacă e invers, este un tiran. Dar eu zic că este calea voastră către destinul vostru, către stabilitate și este o cale măiastră. Interesant bărbatul, da? Probabil că este vorba mai special despre un bărbat. Un bărbat care trebuie să-și descopere 2 și 8, 10, 1. Să inițieze, să-și inițieze calea sau să fie inițiat, interesant cum aud, ca să purceadă pe această cărare a maestrilor. A, avut, a maestrilor. Hai să vedem situațiune. Odată, dată, perbeci, perbecuțe, de două ori, de trei ori. Și poate să fie o chestiune de domeniu profesionist. 24, totuși avem, aveți o iubire prin preajmă sau un dragoste în suflet. 21. mai de ce a tot apărut? Cred că și la balanță sau la scorpion pe acolo. Dacă nu mă pe la capricorn, posibil și ceva pe la pești. În fine, la, cam la ultimile zodii făcute în ultima vreme. 21. Muntele este e un blocaj, într-adevăr, este un blocaj mare, dar 21 tarot este lumea în de capitol. Sunteți pe aproape. Balanța mi s-a apărut că este chiar la finalul unui unor încercări grele, apropo de balanță, relațiile voastre, da? Acum rămâne de văzut voi pe unde sunteți pentru că alții mai aveau ceva un hop de trecut. 21. Ha, 20, da, sunteți. În, de 20, o femeie, 2 și cu 9 11. Femininul care vă echilibrează că 11 ține de da? De balanță, de echilibru. Nu mă refer la zodii, ci la energii. 20 este Pluto, renașterea, transformarea. Transformarea începe, știți cum simt, în grădina interioară, în sufletul nostru. Acolo ședem, fără să avem fizic, doar în energie, în spirit. Stăm de vorbă cu eu știu, ghizii noștri, cu cine vrem noi să, ma să manifestăm în viață. Da, uitați, greutăți au fost. Or să mai fie de-a lungul vieții. Important este tu să te regăsești pe tine. Poate că o femeie vă ajută să vă să renașteți și să încheiați, da? 20 și 21, să încheiați acest ciclu. Să, trans, să vă transformați, da? Sau, nu știu, da, o femeie. Cred că participă, pentru că este varianta femină Superioară 2 și cu 9 sau 19? Echilibrată. Și am văzut și bărbatul 28. Odată ce manifestați varianta superioară masculină, atrageți femei superioare în sensul energetic. Restul variază. Hai să și clarific. Ne interesează. Quieting the mind, endless possibilities, aveți posibilități infinite dacă. Vă liniștiți un pic mintea dacă sunteți mai puțin stresați. Interesant, apare let it go, o dragoste. 24 am văzut mai devreme o dragoste pe care trebuie să o lăsați în urmă ca să vă transformați și să creșteți. Hai să vedem, să clarificăm acest 21. Ia uite, asta am vrut, nici n-am amestecat bine. Iar 20. Aveți motive multe de a vă bucura. Aveți multe reușite sau urmează, gândiți-le. Deci și cu 5-7 faetonul, urniți-vă înspre aceste motive. Chiar dacă ele sunt, apropo de stele, sunt doar niște idei, niște dorințe. Trebuie să acționați. Și berbecii în principiu acționează. Probabil aveți nevoie totuși de o comunitate de oameni care gândesc și simt ca voi. Simt să adaug, da, hai să vedem. Apropo de calea aceea specială. hai să clarificăm o dată. De două ori, de trei ori. În momentul în care vă găsiți stabilitatea, atunci începe să manifestați și avudețea pe care unii dintre voi o vreți, o așteptați și vă întrebați de ce nu vine. Interesant, fruit, frumos, 30. încearcă 30, 10, 46 înseamnă 10. 46. Și șapte. Toate greutățile acestea au avut sens ca să învățați să lăsați să treacă lumina, energia divină prin voi, să fiți deschiși, să învățați să vă deschideți. Și să străluciți autentic, să străluciți... Cu alte intenții decât cele pe care le-ați avut înainte. Lumina interesantă acum mă duce cu gândul la un laser care curăță interiorul. Lumina Divină. Și atunci puteți să creați, să înfloriți și să creați shining through. Am zis, e o cale specială pe care trebuie să o găsiți. Eventual, această lumină, în această perioadă, ar putea să fie inspirantă și vindecătoare, pentru că încă mai aveți de, exact cum am zis mai devreme cu lună, de vindecat. Niște aspecte emoționale profunde, e o mare, e un ocean. Poate e distanță între voi și cineva, posibil și asta, și trebuie să acționați ca să vă întâlniți. Uitați, și vă întâlniți cu persoane cu care vibrați la unison. În acest motiv, dacă vă sătura de energiile toxice, faceți curățenie și veți vedea cum vin alți oameni. Sau pur și simplu nu... Voi aveți altă dinamică și altă... tendință în lor. Și puteți să creați, să stați împreună. Sunt doi nuferi, da? Unul alb, unul roșu. care cresc în continuare, au avut boboci, urmează să mai facă, de ei să creșteți împreună. Asta aud. Cred că are legătură cu o relație specială care urmează să apară, dacă vă rugați, dacă vă curățați, iar e o chestiune de curățare. Da, să vă calmați. Curățarea mentală și fizică și emoțională, dar și mentală, toate au sens. That's magic. Și apoi puteți să... Ai, iau ce frumos! Să inițiați o nouă cale. O nouă poveste. Povestea vieții voastre este încă nescrisă. A multora. Încă este nescrisă. Pentru că noi acum trebuie să ieșim din programe. Blocajul ăsta ține de programele lumii vechi. O nouă lume stă să apară. Bine, noi acum punem bazele într-o formă sau alta. Noi și generațiile următoare. Pentru că o lume înseamnă mult. Imens de mult. Nu înseamnă că o zi gata am făcut pasul către o nouă lume. Nu. Bine. Hai să vedem. Curățăm cărțile, deși le-am amestecat, spânzuratul. Ia uite. V-ați mințit! Într-un contract financiar Sau poate o legătură financi -ă, financiară, vreau să zic spirituală, care va a afectat finanțele. Nu, te sunteți. Văzusem? Ce văzusem? Văzusem roșu. Roata norocului. E o dezamăgire din care trebuie să ieșiți. Toți avem dezamăgiri, chiron încă e prin berbec și chiron nu vine cu energie ușoare, tocmai așa, cu durere ca să știi de fapt ce te doare, care e problema să și ce vindeci. Aici este o mare minciună, șapte de spate, poate v-au fost furați bani, poate v-a fost furat echilibru sau poate unii ați stagnat într-o karmă nesănătoasă, să nu mai repet toxic, da? Pentru ce iluzia stabilității, a echilibrului, a, eu știu, unui spur financiar era o iluzie. Hai să mai amestec. Hai să clarificăm. Berbec, soare, luna venus, în nord, în berbec odată. De două ori. De trei ori. Steaua. Vindecare. uite, e o romanță. Oh, ce frumos. E o romanță. Nu aș spune musai în secret. E o romanță care, zic eu, că vă crește spiritual, vă scoate dintr-o stare de depresie sau de nemulțumire sau de un dor de ceva ce n-ai avut niciodată. Mare preoteasă. Poate o persoană spirituală care te scoate din starea asta. Și se aprinde. Eu știu. Se aprinde ceva. Pentru că acest cavaler de cupe e foarte romantic. Probabil, cum arată cărțile cu această stea, cred că este predestinată această poveste între voi doi. Iar să vă vindecați împreună și nu doar. Nu doar. Dar probabil că acum este faza de vindecare, de înțelegere, de... Uh, iar dacă este o persoană cu... un alt fel de a fi decât al vostru, da de reconsiderare energetică, de adaptare. Berbec, șase de cupe. Magicianul, uneori, magicianul vorbește despre zodia berbecului și cinci de bute. <laughs> o să clarificăm. Dar cred că sunteți între două tipuri, zic, tipar, tip de relație. O relație de suflet și o relație conflictuală. Aveți pe cineva destul de gelos, geloasă prin preajmă, poate să fie și la locul de muncă. Din acest motiv trebuie să vă luați timp, să meditați, să vă curățați, interesant. Aici persoana aceasta vă ajută să vă regăsiți esența, lumina, copilăria, să vindecați copilul interior. Poate să fie un copil, poate să fie un personaj din copilărie sau din trecutul vostru, sau un suflet cu care ați mai, trecut în, ați mai trăit, pardon, ați mai trăit în altă viață. Ce interesant este că totuși central acest magician, sunteți pe cale să manifestați și sub 46 care înseamnă 10. Încheiați un ciclu și sunteți pe cale să manifestați. Da, finalul începuturi. Oho, împăratul. Interesant, poate împăratul înțelege de fapt natura sa adevărată. 4 și 14. E ca și când intră într-un alt ciclu de evoluție. Natura sa adevărată este să fie protectoare, să fie înțeleaptă. Împăratul dragii mei, înseamnă una dintre cele mai importante figuri spirituale. Pentru cei care vreți să mergeți până acolo și nu limitați la, știu, la ce aveți voi tendința să limitați. Ia uite, acum văd cum manifestă efectiv. Manifestă. Precum sus, așa și jos. Hm. E tare. Acum, acum am văzut imaginea asta. Știe ce face împăratul. Și spre asta vreți unii dintre voi să mergeți, că sunteți bărbați, femei nu contează. Să fiți stabil, dar nu oricum. Și echilibrați, da? Apă și foc. Nu doar foc. Cu focul arde, dacă e prea mult. Da? E o călătorie, probabil, sau comunicare, sau pasiune. Vedeți, poate toate trei, sau poate doar una. Dar această energie vă duce către vindecare și către fericire, da. Și succes. N-aș spune musai familie, pentru unii poate să fie, dar nu merg până acolo că nu vreau să creez iluzii, dar hai să vedem. Uh, da. Șase de cupe. Șapte de cupe. Cred că în acest moment sunteți un pic în confuzie față de acest suflet pereche. Ei cântăriți. Cred că energia voastră, șapte de cube, vi se par un pic poate prea visător, prea idealiști, poate prea spirituali. Da, sunt parte din opțiunile voastre, că aveți multe. Da, aveți multe opțiuni. Și ei sunt o parte. Dar e ceva ce nu înțelegeți la ei. Șase, șapte. Interesant, șapte se repetă. Și cântăriți cu doi de monede. Interesant, poate cântăriți exact natura aceasta idealistă. Are sens? Da, are sens, din punctul meu de vedere, evident. În momentul în care veți găsi răspunsul la această analiză, să zic, chiar dacă este în de pământ, veți schimba și direcția de aute, veți merge către soare, patru de bâte, veți... Vă veți urni, deciși să creați ceva. Dar ideea e că nu vă urniți așa, hai să, hai să crești eu ceva, hai să fac. Nu, veți fi treși. Veți fi conștienți. Lumina, interesant, lumina asta care, pe care o lăsa să vă pătrundă. Dar pentru asta trebuie ceva curățenie, sinceritate, față de voi. Față de voi. Pentru că toți avem traume. Însă o să mai clarific șaptea de cupe, dar deocamdată așa sim magiciană. Asul de spade. Da, manifestați relații sincere, autentice. Și atunci este normal, când este ceva cu care nu v-ați obișnuit, că voi ca și berbeci, sunteți marțieni. Băi, dacă e conflict, no problem, a, mă, mă descurc. Când e prea multă pace, ai așa un semn de întrebare. Mai ales dacă nu ești obișnuit cu energiile spirituale, cu chestii care țin de, de suflet, de emoții, Aici găsește echilibru. Te obișnui să fii combativ sau combativă. Ok. Te obișnui să te consumi, să te zbați. Dar când totul merge bine, ce faci? Hmm? Zici că, a, că nu e adevărat, că e iluzie, că zi? nu e. Dar o să clarific în continuare. Nu vreau să proiectez negativitate, că nu vreau. Și bine ar fi nici voi. Dați-vă timp să analizați. Că și magicianul și asul acesta de spate gândește și apoi cuvântează și apoi manifestă. Iar este o eliberare de karmă ca să puteți manifesta acest nou, foar, absolut, aud, foarte, foarte special. Iau decupe. de cupe. Bai, doi de cupe. Știți ce simt? Simt că un fost o fostă ține. Ține cu tot din, din adinsul, dar îi, vei îi ve lăsa în urmă. Poate încă unii sunteți. Doi, trei de monede, încă nu ați ales acest suflet pereche. Foarte fain. Cu care corespundeți? Pentru că, repet, cântăriți natura lor emoțională, spirituală, cu care, pe bune, chiar nu sunteți obișnuiți. Sunteți obișnuiți cu conflictele, iau -te. Păi și diavolul dacă vine, nu probleme, nu iau la bătaie, de... facem un neguț, facem ceva. eu o glumă, da? Nu știu cât o fi de reușită, da? Dar dacă vine că era temperanța îngerul, ce faci? Îngerul lui Dumnezeu, ce faci? Acolo nu te poți lua la bătaie. Acolo trebuie să vorbești frumos, să echilibrezi focul cu apa. Emoțiile cu acțiune. Femininul cu masculinul. Aici super foc, super masculinitate, da? Hmm. Iar unii dintre voi înțelegeți că un fost, acum așa se decupe și cu diavolul pe care l-am văzut, în confirmă ce am, ce am simțit la un moment dat, dar nu am spus încă. Un fost o fostă care va crea conflicte și confuzii și va mani, manife, manipulat și va mințit în aspecte care țineau de financiar sau de contracte, acum înțelegeți cu asul de spade, înțelegeți. Și cred că vreți să vă eliberați de ei. Și probabil ei mai îi încearcă, ei țin. De ce țin? Întotdeauna au niște avantaje oamenii ăștia, altfel v-ar lăsa. Hai să ne cinci de pute. 8 de cupe, îi lăsați în urmă. Oamenii, cum, eu așa simt și cred că așa este și mai bine. Pentru că, repet, împăratul merge Către temperanță, către vindecare. Către îngerul lui Dumnezeu. Lasă diavolul! Dați în urmă! Îl lasă! Craterii La de bâte, îl întoarce spatele și se orientează către altceva, către patru, către stabilitatea aia a două suflete pereche care se înțeleg atât de bine încât n-au nevoie să se chinuie, să creeze stabilitate. Pur și simplu stau pentru că le-e drag să stea. Drag! Nu obsesie, nu interese, drag. Au o Înțelegeți. Probabil că treceți iar călătoria asta. Sunt munți, da? E grea. E frig. Și frigul ce înseamnă? Emoții înghețate, apropo de emoții. Una e să ai pasiune și alta e să-ți conștientizezi emoțiile. înțelegi de fapt dragostea, împăratul și împărăteasa ce frumos, înțelegi de fapt ce fel de femeie, exact ce am mai devreme, dacă ești bărbat, ce fel de femeie ai nevoie? Și dacă ești femeie, ce fel de bărbat ai nevoie? Nu înseamnă că dacă e maciomen, dacă are bani, dacă are eu știu ce, gata, pici pe spate, nu. Pentru că în momentul în care te apreciezi ca și femeie, crești da, spiritual vorbind despre așa ceva pe canalul meu, știți bine, nu accepti orice. Înțelegi cu eremitul că e Mercur în fecioară, care analizează, care gândește, care își dă timp, temperanță își dă timp să se vadă în suflet. Poate înțelegi că iubești că te iubești. Și dacă te iubești, chiar nu iubești pe oricine. A, una e să fii amabil și alta e chiar să iubești. Cine nevoia să mai clarific? Șapte de cupe. Ce ziceți? Doi de cupe. Da? Aici este. Doi de cupe. Aici este sufletul pe care nu-l înțelegeți. Doi și șase. Un suflet dintr-o altă viață. Dacă nu i-ați întâlnit, urmează să întâlniți în momentul în care vă eliberați de persoanele conflictuale și în momentul în care vă dați timp pe bune să faceți meditații, să vă curățați. Și, repet, nu puteți, voi mergeți la cei care vă ajută, că sunt destui. Iată. Exact. Eu cred că acest diavol încă mai ține la voi, pentru bani, pentru stabilitate, ceva acasă. Dar, repet, trei de butel. lăsați în urmă. Chiar dacă există o oarecare pierdere financiară sau aparentă afectare a stabilității voastre. Pentru că știți că puteți să construiți, să reconstruiți oricând. Au regina de bute. Aveți ales. apropo de cale, da? Aici, în acest context financiar, aici sunt niște lupte. Să nu spuneți că nu. Asul de spade. Băi, deci nu se poate. Ce frumos. Sunt dragostiți, dar dragostea asta iar vă pune să alegeți. Ce manifestați? Ce frumos. Ce frumos. Băi, Transformare. Exact, finalul ăsta e greu, trecutul ăsta e greu de lăsat. Dar mergeți către dreptate, către echilibru. Și echilibru înseamnă. Hă, vedeți și voi. Să renunțați la niște prieteni sau la niște oameni care v-au pus în situații, zic și așa, situații incorrecte triunghiuri amoroase sau pierderi de timp. Zic pierderi de timp. Prietenii sunt faini. Dacă și construiești ceva, dacă te și vindești, nu așa doar la... Hai să petrecem. Sunt variante. 8 de cupe. Puh. Cred că acasă. Aici este conflictul. Ori o căsătorie pentru unii care aveți o anumită vârstă, ori familia din care veni, sau cultura, sau tradiția, credința sau necredința. În acel context tradițional. Da, aici iau te. E totuși, aveți o energie, repet, aveți o energie ferme care vă ajută să vă vindecați de abandon și de răni aveți. Mhm. Uh -huh. Pentru că partea logică poate, unii, ați mai rezolvat-o, dar sunt aspecte care țin de, de emoțional profunde și de spiritual. Iar aveți de ales între această familie conflictuală sau imaginea, pentru unele sau unii, imaginea, o imagine masculină, foarte impozantă, un tată, un profesor, un ghid, da? În care ați crezut până la un punct, dar v-a adus conflicte. Și acest suflet de pereche, care vă alină, care vine cu bucurie în suflet, cu telepatie, cu o stare de visare cu care, repet, nu sunteți obișnuiți. De ce? Pentru că sunt spiritual cu șapte de cupe. Eu asta văd, asta transmit. Deci, alegeri în dragoste. Veți alege până la urmă. Hai să vedem ce. Iau, uite unde să oprit Doi de cupe. O dată. De două ori. De trei ori. Ia uite. Asul de cupe. Iau. Băi, deci nu se poate. Lăsați oamenii conflictuali, certăreți, vă vindecați de ei, nu doar vindecați, vă transformați, poate acceptați că, băi, nu se poate în această relație, și în momentul în care acceptați, vine dragostea. Dragostea față de sine. Care vindecă aspectele spirituale din noi pe care trebuie să le conștientizăm toți și apoi dragostea în fizic. Dar, să vedem. S-ar putea să aveți și o vizită. 8 de, cupe, 8 de cupe, 8 de cupe. Regele de monede. 7 de bute. Aveți un suflet peretche, chiar este singur. Chiar alegerea asta cred că vor mai dura. Nu cred că le faceți acum. Nu cred. Acum cred că vă concentrați pe stabilitatea voastră cu regele de monede. Alegerile continuă. Cred că și luna următoare. Da? Repet, sufletul pereche este independent. Dar aveți de vindecat în continuare aspecte care țin de emoționalul masculinului, că e regele de cupe și remitul. te zic, încă n-ați terminat călătoria aceea, încă mai aveți de înțeles, iar masculin, de înțeles. Masculin, stabilitate. Stabilitatea vine în noi, dar hai să mai clarific odată. o dată, o de cupe. Iar. Da, uite, doi de monede, tot cântărire, cântărire. Cineva vă ajută, dar nu știu cât înțelegeți ajutorul, ia. Doi de monede, zece de cupe. Cred că unii dintre voi v-ați obișnuit cu... Ba... Sau ați, trăit, a... ați fost abandonați. Și repet, sunteți obișnuiți să vă luptați pentru oamenii care vă abandonează, în loc să acceptați, fără supărare, Creșterea spirituală. Asta e. Îmi pare rău. Vă place, nu vă place mesajul ăsta? Eu cred că acum sunteți în creștere spirituală. Mulți. Regele de monede. Justiția. Vor hmm. fi probleme discu... Apropo de șase de monede, da? Probleme legale. În această perioadă, în această... În acest moment de decizii și de cântării și de alegeri, se discută în special despre, nu o să ai căsătorie, cât, deși pentru unii poate, cât poziția voastră oficială sau a lor, un contract profesional sau o căsătorie și aspecte financiare. Șapte de, de bute. Ia uite, Veți schimba. Veți schimba. Eu cred că până și voi v-ați de conflicte. E un moment când până și berbecii se satură. Ia iar aspecte care țin de financiar. Veți manifestare naștere. Un pic mai, mai, mai încolo. Deocamdată sunt repetate alte aspecte care țin de muncă de muncă. asta Hai să vă dau un sfat. Da, trebuie să, priviți profund la emoțiile voastre și unora vă este teamă. Și știu ce zic, am și o berbe și berbecuțe în preajmă. Sunt... E ușor să te la altul și mai greu la tine. Că așa este. Ia uite. Faceți exact clear your mind. Faceți curățenie în mintea voastră. Meditați, meditați, meditați mai multe tipuri. Cunoașteți valoarea, dar, dragii mei, valoarea nu ține de, de acești bani, de poziția profesională, socială, ci de mult mai mult. Și aici aveți un suflet perechie care vă arată că valoarea înseamnă și emoții și spiritual. Fiți uh, modești, nu umil, da? Fiți modești și luminați-vă. Dar cred că vă luminați exact cu această shining through, prin meditație, prin uh, dragostea asta autentică, profund, emoțională și vindecătoare. Nu prin conflicte. Nu uitați. Nu uitați că împăratul merge către temperanță, către vindecare. Și apoi către fericire, pentru că toți, și apoi victorie, toți răfnim. Toți vrei și tu să ieși, ok? Da? Fii mândru de tine, dar repet, nu în sensul egoist, ci autentic. Da, am trecut prin suferințe, că aici este Chiron, am trecut prin suferințe ca să înțeleg ceva și în momentul în care înțeleg îi voi ajuta și pe alții. Apropia sau străin, veți trăi și veți vedea, dar îi voi ajuta și pe alții în momentul în care înțeleg de ce am suferit și cum mă pot Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, ceau, ceau.